ce vorbești, fratele? Fai, mama mea! Salutare, împătimiții ai pescuitului! Am venit să fac o partidă doar la plută. Ora este 11:06. Eu sunt pe balta de la ora 10. E o baltă semi-sălbatică, adică proprietarul nu rănește peștele. Din motivul ăsta am venit cu porumb dospit, lăsat la dospit, l-am lăsat vreo săptămână de zile. Și cu mămăligă pătrățică cu aromă de usturoi. Sunt împreună cu tata, care e la vreo 50 de metri mai la stânga de mine. Dăm drumul că e mic. Aici lângă mal, la Varga a venit. Plută de gram jumate. Și cârlig numărul 12. Cred că e 10 ăsta, nu mai știu exact. 10 sau 12. Dăm aici la un stuf. Al doilea ciortan, de data asta a intrat la boloneză. Să-i facem o prezentare și lui ăsta. Că dau drum, știi. Da, la asta nu trebuie să aduc de gorjor. Ce ușor am scos cârligul cu de gorjor. Ciortan mic, pui. Iar asta e montura. Plută de 6 grame. Lasă, pot să arunc la 20-25 de metri cu ea, chiar arunc undeva la 20. Chiar bine. Și acum pleacă și asta. Hai că n-a trecut nicio oră de când am început să pescuiesc și deja am prins doi. Sper să am o partidă bună.
Uitați aici o broască. Ce mare este. Mă duce. E plecat. Wow. Ce aromă de usturoi. Ce bine miroase. Încercăm și la pătrățic. S-a luminat de zi, este ora 5 un sfert. Până acum am vreo 6-7 ciortani prinși, toți pe timp de noapte până pe la ora 3 și ceva dimineață, de atunci n-am mai prins nimic. Usturoiul e baza. Vă arăt firele care pescuiesc eu. Un fir la Trabuco de 0,22. Asta e firul principal. Iar ca forfac, un fir de 0,16. La Kralus. Nimic scump, firele astea nu toate, nu sunt atât de scumpe, le poate permite oricine. Iar ca si câtige. Nemo scrie aici. De 08. Mai am de pe la Trabuco. Sau am avut de la Trabuco de 14. Clăgeri la Excalibur, mărimea 12. Ce vorbești, fratele? Fai mama mia. Asta este pluta de 6 grame. Un tură simplu.
Dar n-am niciunul în plasă. Eu le dau drumul direct, nu-i mai țin. De ce le dau drumul? Că nu e dimensiunea care trebuie. Bă, dar ce o rătență poate. Da, are 200-300 de grame. Mai mult. Da, 2 kg. Mai mult, da. Da. Cum trebuie. Nu mai vii. Tata este supărat pe mine că nu l-am lăsat să ia pește sub dimensiunea normală, ce a scris în regulament. Mă bate la cap de o oră jumătate, toți mergem acasă. Când o prins pești. Mai stăm un pic. Mai auzit? Mai stăm până la 12-1. La cât? La 10. Eu nu stau mai mult de 11. Dar... Îl enervez un pic. Carasul nici nu a vrut să se arate în partida asta. N-am prins nici măcar unul. Nici eu, nici taica mea. Pe la ora 5:30 dimineață mi-a intrat unul la vargă. Era mai frumos. Cred eu că avea vreo 2 kg. L-am și văzut un pic. Dar e și cârligul. Din gură. Nu mi-a rupt nimic, dar... De acum o să prindem pește, că a început să bată vântul. Da. Nu mă crezi? Hai, nu-i tătem pește înapoi. Îți pare ok, da, înapoi? Acum. Dar erau sub dimensiuni, tată. Om? Aveau sub un kilogram. Dar eu am prins mai mari de atâta. Azi? Da, azi noapte. Azi noapte. Și ei dat? Păi, n-au un kilogram. Da. E tare supărat. Că a dat crapii înapoi.